făceam eu. Da? Livia Soala care zicea că au făcut fermentație. Nu? Ce a fermentat laptele din fructele au fermentație. Fructele au făcut fermentație. Se îmbolnăvesc. Și după aia îți dau vin. Dar de aia vă îmbătați voi. Și vinul nu e bun. Ăla fructe. Ăla degeaba logică nu e bun. Ce mai bun vin? 350 pentru 450. Faceți, faceți. Beau cu borcanul, ce-i? Bună! Ce să facem? Să vă salutăm. Nu discutați despre mâncare, nu? Ba da, despre fructe. Fructele care se transformă în vin. În vin. Azi o să discutăm un pic despre mâncarea sănătoasă. Ce părere aveți? M-am tot uitat la voi, v-am studiat și istoria, am văzut că unii a slăbit foarte mult, felicitări. Mulțumesc. Și cred că mai ales fetele nu au dorință să mai dea jos de pe undeva, eu, de pe un alt undeva. Nu? Și băieții ce dorință au? Mușchi avem deja aici, nu? Vrea cineva? Te-a rugat cineva să-i mai dai? Ce bucuros! Te-a rugat cineva să-i mai dai câteva kilograme? Da. Andrei. Păi atunci o să le dăm astăzi un exemplu. Mergem să facem o rețetă așa cu mai multe proteine, nu? Acum Livia? Să facem? Da. Păi, nu ți-e foame? Mergem în bucătărie? Credeam că ți-e foame. Ba da, mi-e nostru, mi-e foame. Da. Hai, tu ce dorință ai, Livia? Ce vrei să faci? Eu ce vreau să fac pentru corpul meu? Este sunt? E Livia? Știe, n-a studiat, n-a auzit. E Livia pe spate. Mergem în bucătărie. E mândră cu mine. Haide. O să am grijă. Ți-ai dat un fruct bun. O să-i vorbesc despre Ana. Îi place în pădure. Da, lui fructe de pădure. Așa umblă el în pădure. Așa umblă. Da, ce? No, la asta două. Nu mă așteptam. Nu. De unde eu? Habar n-am. Nu știu că v-am făcut semn. M-am uitat și nu știam cine vine. Cine e? Da, tu zică. Da, păi eu l-am văzut, știi, am văzut că vine. L-am văzut și pe la... Păi cine e ăsta? Ce vrea? Am văzut că e concurs nou prima dată. Da, mă exagerezi. Știi? Da, da, chiar exact. Star matinal sau ce erau alea. Ia auzi. Și la Capatos mi se pare că a venit. A crezut Ionatan că e concurs nou. Ce reclamă face tabila, oameni? Ce? A crezut Ionatan că e concurs nou. Că e aceeași... Că a venit după tine. Vreo. Același canal de televiziune. Nu-i mai pasă oricum dacă vine altul după mine. Ba da. Uite, mi s-a culcat și freza. Ai văzut? Semeni cu ăla din videoclipul Ionatan, putere... E obosită freza ta, Ionatan. Ai făcut un clip, ai tu o melodie. Înhalat. Înhalat și cu părul așa, știi? Exact așa. Are mai multe. Da, aia. Deci piesa lui Ionatan aia când aleargă cu ăla și că de la pușcărie, când evadează, am murit. Da, mă, a fost ideea mea. La ce cum arătați? Văd că ești în formă. Cam câți ani ai muncit? Păi am 18 ani de sport. Da, merge. E bine. Prima oară am început cu atletism. Oh, când aveam 14 ani. Și eram foarte, foarte slab. Aveam, cred că vreo 5... La 17 ani... Ce sau 16 ani, aveam 56 de kg. Ai început de jos, ai muncit. Da. Hai să facem două salate. Văd că totuși trebuie să menții masa asta musculară. Știm cât de greu e să obții proteina necesară pe lângă muncă. Oamenii care se uită au impresia că te-ai trezit într-o dimineață așa. Și pentru Livia, hai să vedem care e problema ta. Ce ai vrea tu să rezolvi la corpul tău? Se vede cu ochiul liber. Se vede cu ochiul liber? Retenția de apă, da. Retenția de apă. Păi atunci o să mergem la Cătălin pe o combinație de proteine vegetale. Ce zici? Știi că dacă combinăm leguminoasele de tip fasole, mazăre, linte, năut cu o cereală, să spunem porumbul sau o pseudo-cereală cum este quinoa, obținem un profil complet de aminoacizi. Da, da. Și acolo în dulap cred că avem niște conserve. Ia să vedem despre ce e vorba. Merg pe mau, wow. Ia, mergi cu mâna ta, că știu că ești un expert și știu că ești bun în ceea ce faci. Ia de să vedem, să Cătălin, o fasole albă, o fasole roșie, nu? Niște porumb, că am zis o cereală. Așa, ce avem acolo? Ia să vedem. Fasole albă, fasole roșie, porumb și ziceai că mai vrei ceva așa, pentru sufletul tău, ia să vedem. O găsești? No, da? Și Livia, ce am zis că luăm? Niște? Alegeți de acolo o leguminoasă care îți place ție mai mult. Boabele. Uite, e aici în fața mea, lintea. Lintea, îți place? Da. E bogată în proteine și ea. Hai să folosim și o bază de salată, nu? Să avem niște fibre în plus și niște, să spunem, alimente vii. O să vedem după aia, dacă ni se mai face poftă de ceva, putem să luăm. Ia să vedem. Ea e și mai pofticioasă așa, Livia, de obicei.
Ce avem aici? Ia uite. Ce zici de rucola? Da, bun. Asta te ajută foarte mult cu retenția de apă și cred că mai văd ceva interesant pentru tine. Să vedem dacă te încumeți să ai o bucată de țelină. Au ajuns tu? Da. Perfect. Și hai să vedem o salată pentru cineva care face sport. Bun, o să alegem mixul roman. Un sportiv înrăit. Mixul roman se mai găsește și sub numele de Mix Fitness. Vrei și un castravete, Livia? Da. E destul de mare? E bun? Aaaa! Mai facem și noi așa o glumă. Nu putem să gătim... Ne-ați urmărit prea mult. Nu putem să gătim într-un mod precisitor. Noi, nu-mi plac. Cum de-o cunoaște? Cum de-o cunoaște așa de bine? Atunci numai. O să rămânem pe rucola, linte, nu? Hai, deja să începem să formăm salata pentru Livia, nu? Da. O desfaci. Ia uite-te pe acest crem. Mai trebuie spălată sau nu? De obicei, asta nu trebuie. Nu trebuie, bravo. E salată, vreau să... Bravo. Deci? E spălat și gata de consum, da. Perfect, da? Deci nu mai spălăm în coate, n-are nevoie de spălare. Da. Așa, puneți câte vrei. Poți să iei cu mânuța, nu e absolut nicio problemă. Cu mâinile mele. Și la fibre, la salată, ele neavând calorii, poți să spui câtă cantitate vrei. Puteți să mănânci o găleată. Nu, cred că poți să mănânci pe toate și mie nu-mi place să arunc mâncarea niciodată. Mulțumim, perfect. Wow, bravo. Și, ia, puneți tu acum linte, câtă vrei. Deci vorbeam că e sursă de proteină și... Dar nu trebuie o cantitate anume? Adică din fiecare poți să spui cât vrei? Știi ce se întâmplă? Eu merg foarte mult pe dieta intuitivă. Cum spuneam, da. La legume, la frunze, poți să mănânci oricât pentru că nu au calorii. Și lintea are doar proteine, deci o cantitate mare de calorii nu ai nici acolo. Acum hai să-i punem... Să știi că mie îmi place foarte mult cu oțet. Nu știu cum îți place ție. Pune foarte puțin ulei, un strop, da. Vreau să pui atât. Un strop, nu mai mult. Și dacă îmi scapă, mai? Nu scapă, că mai avem nevoie pentru Cătălin de restul de care nu avem chiar. Băi, ceva, dacă, după ce faci salata, dacă e bun de meritat. Dacă e bună de măritat, cu sarmale și cu cozonac se trebuie asta. La salată cred că ne descurcăm cu toții. Da? Amestecă-o așa frumos cu furculița. Și îi pune și un strop de oțet sau lămâie? Ce preferi? Cred că lămâie merge, nu? Ia să vedem, avem o lămâie aici. Wow, ce bine amestec! Nu-i așa? Uh-huh. Îți place cum amestec? Uh-huh. Vrei să-ți amestec și ție creierii? Păi ești un băiat ordonat, ai spălat tocătorul. Da. Bravo. Cât am vorbit noi. Deci tu ești bun de însurat ca să o lămurim. Nu știu acum dacă e bună de măritat. Ai auzit, da? Am auzit și știu și eu ce. Dăm sâmburele la o parte. Pentru casting, pentru jucătoare, vă rog frumos să intrați pe Cătălin.voicilă. Hai, vezi că te înțelegi cu gluma. Așa. Vezi că am o lămâie și o furculiță. Da, ajunge, nu punem nici prea multe zeamă. Da, dar mi-e place acum. Da? Îți place? Da. Sare am zis că nu mai punem. Deci eu zic că asta ar fi sălățica pentru tine. Asta merge pentru prânz, merge pentru seară. Să știi că plating-ul e mai puțin important. Important e să fie sănătoasă și gustoasă, să te simți tu bine cu ea, nu? Corect.